Jucătorii și antrenorii de la FC Ceahlăul sunt alături de președintele de onoare al clubului, Gheorghe Ștefan, care luni seara a fost reținut de DNA. Principalul Florin Marin consideră că Gheorghe Ștefan se face nevinovat de acuzațiile aduse. Din câte știu eu, ce am discutat cu colaboratorii dânsului, pentru că dânsul nu s-a mai implicat în ultimul timp, dânsul este nevinovat. Ce am discutat, ceea ce știu și eu vă spun, nu? Normal că toată lumea din cadrul clubului și jucătorii și conducerea tehnică și staful administrativ, toți se gândesc la ce se va întâmpla, nu? Dar eu sunt convins că domnul Ștefan este nevinovat. Normal că suntem toți alături de dânsul. ASEA și Ceahlăul, adversarele din optimile Cupei României, sunt singurele formații din Liga 1, care în actuala stagiune au învins campioana Steaua București. Florin Marin spune că ASEA are un lot valoros cu jucători cu mare experiență în fotbalul românesc. Totuși au învins Steaua, noi și Târgu Mureș suntem singurele echipe din campionat. Ei au învins pe teren propriu, noi am învins în deplasare pe Steaua. Deci încă o dată demonstrează că este o echipă bună. Cea mai bună performanță a Ceahlăului în Cupa României a fost realizată în urmă cu două sezoane, când a acces până în sferturile de final ale competiției.